Bună ziua, domnul Titus Corlățean, senator PSD și fost ministru de externe. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Corlățean, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră din nou. Bună ziua, mulțumesc eu pentru invitație și la mulți ani pentru noul an. Parlamentul britanic a respins numai devreme de marți acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Ce ar trebui să înțelegem, de fapt, din această mutare, dacă pot să o numesc așa? A fost un vot destul de predictibil ca rezultat. Poate mai puțin aștepta ca proporție a scorului majoritatea care a respins acordul negociat timp de aproape 2 ani. Uniunea Europeană a fost o majoritate foarte consistentă, ceea ce creează o problemă tuturor, până la urmă, în primul rând Marii Britanii, și creează o problemă premierului britanic, Theresa May, și guvernului conservator. E adevărat că aseară moțiunea de cenzură depusă de opoziția laburistă a fost respinsă, dar a fost respinsă la 19 voturi, ceea ce față de majoritatea declarată ab initio înseamnă foarte puțin. Care e consecința respingerii acordului? Înseamnă că lucrurile devin extrem de complicate și că practic aproape, nu totul, dar aproape orice este posibil în perioada următoare, pentru că sunt diferite variante de lucru care sunt pe masa decidenților în clipa de față. Cert este că neaprobarea acordului care a fost negociat și care dădea un cadru clar predictibil modul în care Marea Britanie ieșea, păstrând o uniune vamală, păstrând anumite lucruri importante pentru cetățenii europeni, respectiv cetățenii britanici care trăiesc, muncesc, circulă liber în spațiul acesta european, acest acord a căzut. La extremă, varianta Brexitului, care devine tot mai improbabil să se întâmple la sfârșitul lunii martie sub președinție românească a Consiliului, fără acord, în orice caz, a revenit și perspectiva asta de părăsire fără acord, care e una dintre variantele posibile în clipa de față, e o soluție proastă pentru toți, dar în primul rând pentru Marea Britanie. Sunt multe lucruri care se întâmplă în intervalul acestor zile, dinamica este foarte mare și putem să comentăm pe tema asta. Dar la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare concret? Spuneți și de un scenariu mai negru. La ce vă referiți? Da, în primul rând este greu de cuantificat politic ce se va întâmpla în Marea Britanie. Faptul că moțiunea de cenzură totuși a fost respinsă și practic guvernul a rezistat, deși e foarte slăbit guvernul britanic, mai dă o gură de oxigen guvernului și premierului Theresa May pentru perioada următoare, dar marja de mișcare nu este foarte mare pentru guvernul britanic. Spun și pun accentul pe poziția britanică în special, pentru că pe partea europeană lucrurile sunt foarte clare. Noi întotdeauna am avut și în acești ani, negociatorul șef Barnier, vă aduc aminte, a fost la București și noi am avut discuții la nivel guvernamental, la nivelul Parlamentului, și am participat la aceste discuții. Noi am avut o poziție unitară, 27 de state membre, o poziție unitară, negociem acordul și, într-adevăr, noi l-am considerat ca fiind cel mai bun acord posibil. Nu ne prea schimbăm din poziția asta, nu ne schimbăm poziția de fapt. Vom avea în continuare o poziție unitară și aici președinția românească trebuie să fie extrem de atentă cum gestionează împreună cu ceilalți decidenți de la Bruxelles ceea ce urmează, pentru că trebuie să vorbim cu toții aceeași voce. Până la urmă, asta este jocul și asta este interesul. Acordul era un acord bun, poate nu perfect din perspectivă britanică, dar era cel mai bun acord care se putea obține. A picat. Ori în perioada care urmează s-a câștigat un pic de timp. Respingerea moțiunii de cenzură practic a stopat premizele unor alegeri anticipate în Marea Britanie de schimbării guvernului, care ar fi antrenat alte consecințe, dar acest guvern britanic rămâne și probabil va încerca să obțină timp. Din partea europeană deja sunt semnale și cancelarii importante, Berlinul, dar și la Bruxelles. Există deschidere pentru găsirea, prelungirea termenului dincolo de 29 martie, dar trebuie să fie foarte clar în ce scop.
că nu prelungești termenul așa pur și simplu până în iulie, de exemplu, pentru că sunt lucruri foarte importante. Vă voi da un singur exemplu. Sfârșitul lunii mai, la nivelul întregii Uniuni Europene, se organizează alegeri europene. Prelungirea termenului dincolo de 29 martie, fără încă o soluție foarte clară, antrenează obligația pe baza tratatului Uniunii Europene și pentru Marea Britanie de a organiza alegeri europene. Deși britanicii ar trebui să organizeze foarte în scurt alegeri pentru viitorul Parlament European, chiar dacă după aceea mandatul europarlamentarilor britanici ar putea să dureze 2 luni sau ceva de genul ăsta. Dar ei sunt obligați, potrivit tratatului, să organizeze la rândul lor alegeri europene. Ceea ce schimbă structura Parlamentului European așa cum era deja calculată, schimbă pozițiile, cel puțin cu caracter temporar. Acum, pentru ce să lungești termenul? Pentru a încerca să găsești noi soluții, un nou acord? Un nou acord nu se va negocia. Asta este clar, s-a negociat. Dacă există posibilitatea de a schimba una, două chestiuni pe care guvernul britanic le-ar putea cere, marcea de mișcare este foarte mică, în opinia mea, și aici britanicii ar trebui să vină cu niște garanții, ceea ce e dificil politic la Londra în clipa de față, că eventuale modificări ar primi un vot majoritar de data asta în Parlamentul Britanic. Asta înseamnă o negociere între premierul conservator britanic și liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn. Unde iarăși este o situație complicată, inclusiv la laburiști fac parte din familia politică din care și noi PSD-ul facem parte. Corbyn ca și profil este mai degrabă un tip, un socialist foarte la stânga, pro-Brexit, dar doritor de un anumit acord pentru Brexit, conducând un partid care în general a fost la nivelul multor parlamentari britanici pe care îi cunosc din Partidul Laburist împotriva Brexitului. Deci el este un pro-Brexit, conducând un partid care n-a fost deloc entuziast pentru Brexit. Și atunci negocierea politică pentru a identifica una, două elemente între, de consens între guvern și opoziție e o negociere dificilă. Ce vreau eu să spun cu asta? Că marja de renegociere este extrem de limitată și decidenții politici au spus foarte clar, ăsta este acordul, l-am negociat, spuneți-ne voi ce vreți acum. Mai degrabă aș vedea niște posibile renegocieri pe cel de-al doilea document, pentru că, știți, Brexit-ul a presupus un acord cu valoare juridică obligatorie negociat timp de 2 ani, s-a căzut de acord și iată, n-a fost aprobat de Parlamentul Britanic. Acel acord ar trebui ratificat de toate parlamentele naționale ale statelor membre UE, deci de Parlamentul României. Și un al doilea document, declarația politică, care e un document politic, nu trebuie ratificat, care fixează reperele viitoarei colaborări. Foarte important și el. Cum se va desfășura cooperarea între Marea Britanie și statele membre ale Uniunii Europene? Poate acolo să se poată lucra, dar nu cred că este suficient pentru a primi un acord de la Londra. Deci asta este situația în clipa de față, o situație extrem de complicată și aș adăuga ca ultim punct perspectiva unui nou referendum în clipa de față are șansele cele mai reduse în opinia mea. Nu e de exclus în funcție de dinamica politică din Marea Britanie, dar șansele sunt reduse. Mai degrabă astăzi, dacă nu va exista flexibilitate din partea actorilor respectivi și dacă nu va fi o înțelegere politică, puterea opoziție la Londra, mai degrabă s-ar putea produce un Brexit fără acord. Dar ce ar însemna, practic, un Brexit fără acord? Gândiți-vă că acordul, între altele, stabilea existența unei uniuni vamale, ceea ce crea un anumit confort mișcării capitalului între cele două părți, între britanici și spațiul Uniunii Europene. Libera circulație era practic consfințită. Statutul cetățenilor europeni în Marea Britanie era un statut rezonabil de bun negociat. N-a convenit și nouă rezultatul negocierilor, după cum statutul cetățenilor britanici în Uniunea Europeană era pe bază de reciprocitate un lucru iarăși confirmat și posibilitatea de tranzit fără o frontieră rigidă între Irlanda de Nord, care face parte din Marea Britanie, și respectiv Republica Irlandeză, Irlanda. Știți foarte bine care e sensibilitatea acestui subiect. Toate au picat. Acordul a picat. Asta înseamnă că nimic din ce s-a negociat nu stă în picioare. Ori din acest punct de vedere, dacă se va produce un acord, un Brexit fără acord,
înseamnă că din secunda următoare nu mai există un vacuum juridic. Nu mai ai norme care îți reglementează toate lucrurile importante, de la mișcarea de persoane, circulația persoană, până circulația capitalului, investiții și așa mai departe. Statutul cetățenilor europeni în Marea Britanie, în primă secundă, va fi un statut nu foarte bine definit. Cu toate astea, voi spune că dacă se întâmplă acest lucru, n-ar trebui să avem motive de preocupare, de disperare sau de panică, pentru că sunt câteva lucruri care ar trebui spuse, în general nu s-au spus. Și poate că e bine, mai ales că există o comunitate românească foarte consistentă în Marea Britanie. În primul rând, britanicii au nevoie de forță de muncă europeană care este pe teritoriul britanic în clipa de față, începând cu românii. Suntem, dacă nu mă înșel, la a doua comunitate străină din Marea Britanie în clipa de față. 400.000 de români. Contribuția muncitorilor români, muncitori în sens larg, este foarte consistentă. Cei mai mulți sunt bine așezați, cu reședință, cu taxe și impozite plătite, asigurări. Deci sunt oameni bine integrați, iar contribuția lor la economia britanică este importantă. Acum, impactul Brexit-ului deja s-a resimțit în Marea Britanie, am văzut piețele de capital, am văzut City-ul din Londra care se resimte și am văzut sistemul bancar care dorește să mute cel puțin anumite bănci mai nou la Berlin. Imaginați-vă că britanicii ar obliga forța de muncă europeană, inclusiv pe români, să plece imediat pentru că nu există un acord de Brexit. Cum ar spune britanicii, no way. Deci nu se va întâmpla, în opinia mea, acest lucru, pentru că e nevoie de forța de muncă. Economia britanică va fi pe minus, deja, din rațiunile pe care le-am menționat. Gândiți-vă care ar fi impactul plecării forței de muncă. Deci vor lua probabil un set de măsuri și va fi nevoie de discuții pe bază de reciprocitate și acest lucru, sunt convins, se va întâmpla foarte rapid. Noi, la rândul nostru, vom lua niște măsuri pentru a acorda un anumit statut cetățenilor britanici de pe teritoriile europene, Uniunii Europene, inclusiv România. La rândul lor, britanicii vor face acest lucru și după aceea se pot iniția foarte rapid negocieri bilaterale pentru acorduri bilaterale, dacă nu se poate relansa acordul. Sincer, nu cred că dorește cineva să-și pună funia de gât pe acest subiect, dar evident că una era situația cu un acord juridic foarte clar și alta este un Brexit clar, în care regulile sunt foarte clar stabilite, statutul era garantat, și una este situația în care Brexitul s-ar produce fără acord. Deci primele zile și săptămâni vor fi mai dificile, dar eu cred că se vor așeza lucrurile. Cum spuneam, 400.000 de români sunt acum în Marea Britanie. Mulți dintre ei ne-au scris și nouă, sunt foarte îngrijorați după ce au văzut că nu s-a ajuns practic la un, la e un firesc, acord. E firesc să fie încă îngrijorați. Ce ar trebui ei să știe în momentul acesta? Ce se schimbă? Ce se în primul schimba, rând ce... că România, prin guvernul României, pentru că guvernul a fost cel implicat, care a susținut, a furnizat la rândul său propunerile noastre de element de mandat pentru negociatorul șef Michel Barnier, a fost foarte activ și noi ne-am atins obiectivele încă din momentul în care s-au produs negocierile și s-a produs rezultatul negociat prin acord. Dacă acordul chiar pică definitiv, pot fi sigur că guvernul României va fi extrem de serios și mai ales că avem președinția Consiliului Europene în a face toate demersurile și foarte hotărâte pentru a găsi soluțiile bune pentru români. Gândiți-vă că nu suntem doar noi românii. Sunt cetățenii europeni în general care sunt prezenți și sunt și alții și sunt mulți, iar la rândul lor britanici au interesele lor în Uniunea Europeană. Deci eu cred că se va găsi o soluție negociată. România a preluat de la 1 ianuarie președinția Consiliului Uniunii Europene pe o perioadă de 6 luni. Ce înseamnă de fapt acest lucru pentru țara noastră? Am mai avut prilejul să vorbim când pregăteam președinția și am spus, cred și atunci, că este un moment istoric în primul rând. E prima dată când România în istoria sa democratică, odată ce am aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, iată, preluăm președinția Uniunii Europene, președinția Consiliului Uniunii Europene. E un moment istoric și e o oportunitate, o șansă de a gestiona dosare importante,
de a demonstra celorlalți parteneri europeni că în ciuda tuturor discuțiilor, polemicilor, chestiunilor de natură politică, bătăliilor între familiile politice în țară și familii politice europene care sunt racordate cu partidele politice din România, România are și are o capacitate serioasă de tehnică, dar și politică de a gestiona dosarele europene, deci poate asigura o președinție de succes. A spune mai mult decât am auzit așa standard în discursurile decidenților politici de la București, trebuie să fim un mediator, un honest broker, adică să fim undeva acolo să, nu, România poate avea un rol mai activ și mai energic în a gestiona dosarele, pentru că la un moment dat e nevoie în dosare complicate, e nevoie și de fermitate, ca să fie lucrurile foarte grave. De asta spun expertiză, nu doar tehnică, cum s-a spus, dar și politică. Și există la nivelul ministerelor, miniștrilor și la nivelul Parlamentului. Doi la mână. Noi suntem în situația de a fi în capul mesei când se discută teme esențiale, ca să mă refer încă o dată la bugetul Uniunii Europene. În mod evident, când ești în capul mesei, ai o marjă de mișcare și poți mai direct, mai discret, discutând cu partenerii, să-ți promovezi și propriile interese specifice. Da? Și avem interese specifice în natură bugetară, bugetul privind coeziunea este un capitol extrem de important. Comisia Europeană, prin comisarul de specialitate, Corina Crețu, a propus un capitol pe care noi îl considerăm bugetar bun pentru coeziune. Nu toată lumea a fost fericită și trebuie să înțelegem că negocierile care sunt în curs și care se vor desfășura sub președinția românească nu vor fi negocieri simple. Dar plecăm de la un nivel bun și putem menține un nivel bun ca în final să obținem un rezultat, o finanțare bună. De ce? Pentru că pentru statele centrale este europene, inclusiv România, e foarte important să avem în continuare finanțare pe acest capitol pentru a reduce decalajul de dezvoltare care există încă și va mai exista o perioadă între statele vest-europene și nou veniți în Uniunea Europeană. După aia e capitolul bugetar de politică agricolă comună, unde ai nevoie de subvenții în continuare consistente pentru fermieri, pentru agricultori, pentru programe de dezvoltare rurală. România are nevoie în continuare de finanțare pentru a ridica nivelul de viață socioeconomică de la nivel din mediul rural și știm foarte bine despre ce vorbim. Deci există oportunități, există provocări și există și o consecință pe care deja o văd, pentru că văd la nivelul Parlamentului echipele tehnice, consilierii, stafful. De un an de zile de când lucrăm cu ei, i-am trimis și în diferite zone pentru programe de perfecționare, de schimburi la Parlamentul European, Parlamentul Olandez a mai avut astfel de chestiuni. Nivelul calitativ al staffului care învață acum mai bine și acum practic le gestionează direct dosarele europene, concluzii, amendamente, documente europene, proiecte de directivă, nivelul crește. Consecința și e valabil și pentru zona guvernamentală, ministere. După președinție, nivelul calitativ al pregătirii echipelor de experți din România va fi mult mai ridicat, ceea ce pe termen mediu va fi un lucru foarte bun pentru administrația românească. Ați fost la ceremonia de lansare? Am fost invitat, dar am fost într-o misiune externă care s-a întâmplat să fie simultan cu ceremonia de la Ateneu, dacă vă referiți. Dar am urmărit cu atenție și, după cum știți, am fost un contributor anterior la procesul de pregătire. Am văzut că discursul lui Donald Tusk a făcut senzație, dacă pot să spun așa, în spațiu online. A făcut senzație, în primul rând, pentru că a fost un discurs în limba română. N-ar trebui să ne surprindă, pentru că central europenii au o sensibilitate față de cei care sunt din familie și Tusk fiind polonez și având anterior o relație bună ca fost premier al Poloniei cu România, a făcut acest gest față de președinția românească, ceea ce poate alții n-au făcut, care n-au tot dat sfaturi și n-au mai criticat în săptămânile, lunile anterioare. Discursul a fost tonic, a fost pozitiv și era un discurs așa cum trebuia să fie la preluarea pentru prima dată a președinției românești. Noi am apreciat și conținutul a fost corect.
Înțeleg că are și o consilieră în echipa sa româncă, deci există niște explicații. E un discurs care trebuie apreciat, dar este un discurs care trebuie înțeles că a venit și din partea unui reprezentant al unui stat cu care România are un parteneriat strategic foarte important. Mulți spun că poate a fost și un joc de imagine, putem spune. Nu știu dacă a fost neapărat un joc de imagine, pentru că obiectivele politice personale ale lui Tusk, el și l-a atins, a avut o funcție extrem de înaltă în statul polonez, a preluat președinția Consiliului European și cu sprijinul României la acel moment, deci nu văd care ar fi aspirațiile mai departe, dar a fost un gest corect de fair play și de solidaritate cu un stat prieten, partener și aliat, pentru că suntem aliați și în NATO, și un stat față de care știu că are o simpatie deosebită. În această perioadă a președinției Consiliului UE se va tranșa și problema Brexit. Care este rolul României? Se va tranșa sau nu? Se va tranșa sau nu? Se va tranșa sau nu? Pentru că, vedeți, spuneam, evoluțiile sunt foarte fluide. Există o posibilitate, dar asta în baza unei eventuale cereri clare exprimate de guvernul britanic, cu argumente, cu necesare argumente pentru a prelungi dincolo de 29 martie. Gândiți-vă că britanicii au activat printr-o decizie a guvernului susținut de Parlament anterior articolul 50 al Tratatului Uniunii Europene și au solicitat ieșirea din Uniunea Europeană. Termenul a fost stabilit 29 martie. A trebuit un gest similar. Guvernul britanic, având un sprijin și o majoritate în Parlamentul britanic confirmată, demonstrată, să ceară amânarea aplicării articolului 50, prelungirea, deja se vehiculează termene începutul lui iulie, dar dacă ar face acest lucru, ar trebui să și vină cu o propunere concretă. De ce anume se amână? Care sunt propunerile, care sunt solicitările, pentru a vedea dacă e posibil sau nu. Altfel, rămânem pe data de 29 martie și se produce ieșirea Marii Britanii fără acord. Și acum revenind, care este rolul României? Dacă se va întâmpla, va fi pe perioada preluării președinției. Da, este o situație pe care n-am mai avut de gestionat din punctul ăsta de vedere și atunci trebuie respectate niște reguli. Președinția, evident că joacă un rol important, respectând deja cadrul prefigurat anterior. Spuneam, poziția celor 27 de state membre trebuie să rămână unită, unitară. Nu facem jocuri bilaterale, rămânem în aceeași echipă. În raport de discuțiile pe care le putem avea cu Marea Britanie, trebuie să fie o președinție care să fie dispusă la dialog și la găsirea de eventuale soluții suplimentare. Poate fi o președinție și poate chiar este bine să fie o președinție chiar cu activă, cu anumite inițiative, dar întotdeauna coordonate cu ceilalți mari jucători decidenți din Uniunea Europeană, pentru că ai Comisia Europeană, ai președintele Comisiei Europene, ai președintele Consiliului European, domnul Tusk, domnul Juncker, președintele Comisiei, și realist vorbind ai și mari jucători europene, ai marile capitale europene. Deci e un rol important, trebuie să fie însă foarte bine coordonat. Domnule senator, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai aștept cu dragă inimă pe la noi. Mulțumesc și eu de invitație. Mulțumim.